Cei mai îndrăgiți artiști din România și din străinătate își dau întâlnire în weekend la Satu Mare. Începând de mâine, sătumărenii sunt așteptați la concerte și diverse activități în centrul municipiului. Și personalități din lumea politică și-au anunțat prezența la zilele orașului Satu Mare. Zilele orașului Satu Mare debutează mâine cu un concert simfonic, urmat apoi de show-urile artiștilor de top din România. Sâmbătă, pe scena din centrul municipiului, vor putea fi văzuți și artiști internaționali. Fostul reprezentant al Ungariei la Eurovision, declarat cel mai bun artist de sex masculin, Kalai Saunders Ondraș, va prezenta un show spectaculos. Capul de afiș va fi Chris Norman, fostul lider al formației Smokey. Acesta va cânta melodiile celebre ale trupei engleze de glam rock din Bradford, care a avut succes în Europa în anii 1970. Hi, this is Chris Norman. I'd just like to say I'm really looking forward to seeing you all at my concert on May the 28th in Satu Mare. So see you there. See you soon. Bye-bye. Organizatorii au pregătit mai multe activități pentru toate vârstele. Evenimentul va fi încheiat de cea mai în vogă formație la ora actuală, Carla's Dreams. Mii de sătmăreni și nu numai sunt așteptați la evenimentele din acest weekend. Printre oaspeți se numără și nume mari din politica românească. Până acum, Liviu Dragnea și Victor Ponta au anunțat că vor sărbători alături de sătmăreni la ediția din acest an a Zilelor Orașului Satu Mare.